Bună seara, dragi compatrioți americani! Suntem într-un punct de cotitură al istoriei, unul dintre acele momente în care deciziile pe care le luăm astăzi vor determina viitorul deceniilor ce vor urma. Despre asta aș dori să vă vorbesc în seara aceasta. În această dimineață m-am întors din Israel. Am fost primul președinte al Statelor Unite care a călătorit acolo în timpul unui război. Am stat de vorbă cu israelieni care au trecut prin acele momente groaznice în momentul atacului Hamas din 7 octombrie. Peste 1300 de oameni omorâți în Israel, printre care și cetățeni americani. Oameni nevinovați, de la tineri până la vârstnici. Israelieni și americani au fost luați ostatici și am vorbit cu familiile americanilor care au fost capturați de Hamas și am asigurat că facem toate eforturile pentru a-i aduce acasă. Ca și președinte, nu este o prioritate mai mare pentru mine decât siguranța cetățenilor americani. Teroriștii Hamas aduc răul pur în lume. Și, din păcate, poporul evreu simte asta mai puternic decât oricine altcineva. În Israel, am văzut oameni puternici, determinați, dar de asemenea supărați și șocați, într-o suferință adâncă. Am vorbit de asemenea cu autoritatea din Palestina. Statele Unite susțin dreptul la demnitate și independență al palestinienilor. La fel ca mulți alții, inima mi este frântă de tragica pierdere de vieți omenești care se întâmplă în Gaza. Lucru care n-a fost început de Israel. Deplâng fiecare viață pierdută. Nu poți ignora suferința pe care o resimt palestinienii. Toată lumea vrea să trăiască în pace. Am văzut 20 de luni de război în Ucraina și am văzut cum ucrainenii au fost răniți atunci când Putin a decis lansarea invaziei. Am văzut gropi comune, trupuri cu urme de tortură comise de ruși, mii de copii ucraineni furați de către ruși. Este îngrozitor. Hamas și Putin sunt amenințări diferite, dar au o viziune comună. Ambii doresc să anihileze complet democrațiile din lume. Scopul Hamas este distrugerea statului Israel și uciderea cetățenilor evrei. Hamas nu reprezintă cetățenii palestinieni, îi folosește ca scuturi umane și multe familii își deplâng morții din cauza asta. Între timp, Putin a arătat slăbiciune în Ucraina și acum 2 săptămâni a spus că dacă Statele Unite se vor retrage, și ei se vor retrage. Știu că aceste conflicte par ciudate și te întrebi, de ce contează? Aș vrea să împărtășesc cu voi faptul că vreau ca Ucraina să aibă succes pe front și că acesta este un lucru critic pentru securitatea americană. Când dictatorii nu plătesc un preț pentru agresiunile lor, vedem mai multă distrugere, mai mult haos, mai multă moarte. Costul și pericolul pentru America este în creștere. Trebuie să oprim apetitul lui Putin pentru putere și control în Ucraina. Putin a amenințat și a reamintit Poloniei că parte din teritoriul ei a fost un cadou de la Rusia. Putin a numit Estonia, Lituania și Letonia provincii rusești. Pentru 75 de ani NATO a păstrat pacea în Europa și a fost ajutat de securitatea americană. Vom apăra fiecare centimetru de NATO așa cum tratatul NATO ne obligă. Nu ne dorim să avem trupe americane luptând în Rusia, luptând împotriva Rusiei. În Europa știm că aliații, dar și competitorii noștri ne urmăresc. Urmăresc răspunsul nostru la ceea ce se întâmplă în Ucraina de asemenea. Dacă plecăm, dacă lăsăm Ucraina de izbeliște,
Alți agresori din lume vor încerca același lucru. Riscul conflictului și al haosului se va împrăștia în alte locuri din lume, în Pacific și în special în Orientul Îndepărtat. Vom continua să susținem Israelul. Statele Unite și partenerii noștri din își doresc un viitor mai bun pentru Orient. Vrem un Orient îndepărtat mai stabil, mai bine conectat. Vrem să vedem proiecte de infrastructură. Vrem să vedem creștere economică. Piețe mai bune, mai multe locuri de muncă. Nu vrem să vedem război. Dacă oamenii din Orientul îndepărtat sunt bine și pentru noi, calitatea vieții va crește. Și asta va ține America în siguranță. Valorile americane ne vor face parteneri de încredere pentru alte țări. Nu putem să întoarcem spatele Ucrainei, Israelului. Nu putem face asta. De aceea, mâine, o să trimit o cerere Congresului American pentru a ne susține partenerii critici, inclusiv Israel și Ucraina. Este o investiție inteligentă care ne va ajuta să păstrăm securitatea pentru următoarele generații. Ne va ajuta să construim o lume mai sigură, mai prosperă pentru copiii și nepoții noștri. În Israel, trebuie să ne asigurăm că au tot ce au nevoie pentru a se proteja, pentru a-și proteja oamenii. Pachetul de securitate pe care îl voi cere Congresului este fără precedent. Va crește calitatea armatei israeliene, lucru de care este nevoie. Ne vom asigura că Iron Dome va continua să protejeze cerul deasupra Israelului. Ne vom asigura că toți actorii ostili din regiune știu că Israelul este mai puternic decât niciodată și Statele Unite sunt alături. În același timp, am discutat cu premierul Netanyahu despre nevoia critică de a respecta regulile războiului, de a proteja civilii cât de bine se poate. Oamenii din Gaza au nevoie urgent de mâncare, de medicamente. Ieri, în discuții cu liderii Israelului, am ajuns la o înțelegere pentru primul transport de asistență umanitară pentru palestinienii din Gaza. Hamas nu va fura aceste transporturi. Vom deschide un culoar pentru livrări sigure, pentru a salva viețile palestinienilor. Le-am spus israelienilor, oricât de greu ar fi, nu putem renunța la pace, nu putem renunța la soluția celor două state. Israel și Palestina merită să trăiască împreună în demnitate și pace. Trebuie să fim sinceri. În ultimii ani, prea mult ajutor a fost acordat și a ajuns pe mâinile unor grupuri care promovează antisemitismul, chiar și aici în America. Am văzut momente care ne-au șocat și ne-au frânt inimile. Pe 7 octombrie, atacul terorist a creat amintiri îngrozitoare în memoria colectivă a evreilor. Astăzi, copiii evrei sunt persecutați în școli. Vrem doar să ne vedem de vieți. Știu că mulți dintre voi, mulți dintre comunitatea arabă din America, comunitatea palestinienilor, vă spuneți, o luăm de la capăt. Islamofobie, exact la fel cum am văzut după 11 septembrie. O mamă a fost înjunghiată zilele trecute. Un băiețel a fost înjunghiat în fața casei lui din Chicago. Numele lui era Wadia, un mândru american dintr-o familie palestiniano-americană. Nu putem să stăm și să ne uităm la lucrurile acestea cum se întâmplă. Trebuie să luptăm împotriva antisemitismului. Trebuie să nu lăsăm islamofobia să preia, să devină ceva normal. Vreau să știți, vă văd și aparțineți țării noastre. Vreau să vă spun, sunteți cu toții americani. Suntem cu toții americani. În astfel de momente,
apar furia, supărarea. Trebuie să lucrăm mai intens ca oricând, să ne păstrăm valorile care ne fac cine suntem. Suntem o națiune care apreciază libertatea, libertatea de exprimare. Trebuie să facem asta în continuare, fără teama de a fi persecutați în școli sau în comunitățile noastre. Trebuie să ne vedem nu ca și dușmani, ci ca americani, concetățeni. Atunci când am fost în Israel ieri, le-am reamintit despre experiențele noastre de la 11 septembrie. Ne-am lăsat purtați de furie, am făcut greșeli, le-am spus israelilor, haideți să nu ne lăsăm orbiți de furie, să nu uităm cine suntem noi, protejăm toate tipurile de ajutor, fie că sunt către musulmani sau către ucraineni. Suntem o națiune măreață. Pentru Ucraina, cer Congresului că ne vom asigura că ucrainenii vor primi armele de care au nevoie pentru a se apăra de Rusia, astfel încât Ucraina să poată să oprească brutalitatea lui Putin de acolo. Ei au succes deja. Atunci când Putin a invadat Ucraina, a crezut că va lua Kievul și toată Ucraina în câteva zile. Aproape 2 ani mai târziu, Putin dă greș și continuă să dea greș. Vedem curajul poporului ucrainean. Ucraina și-a recuperat peste 50% din teritoriu, pe care trupele ruse îl ocupau, alături de coaliția Statelor Unite și 50 de alte state din lume, cu toții susținem Kiev. Ce s-ar fi întâmplat dacă ne uitam în altă parte, dacă plecam? Între timp, Putin împreună cu Iran și Nord Corea terorizează cetățenii ucraineni în continuare. Am spus, nu voi trimite trupe americane să lupte în Ucraina. Tot ceea ce ucrainenii cer este ajutor, arme, muniții, pentru a putea să îi alunge pe ruși de pe teritoriul lor. Au nevoie de sisteme de apărare pentru a distruge rachetele rusești. Dați-mi voie să fiu foarte clar. Am trimis Ucrainei echipament militar care stătea în depozite. Iar cu banii pe care i-am cerut de la Congres, ne-am modernizat noi armata. Echipamentele sunt făcute în America, precum rachetele Patriot, sunt făcute în Arizona, obuzele de artilerie sunt fabricate în mai multe state din Statele Unite. Exact la fel cum s-a întâmplat în al doilea război mondial, astăzi lucrătorii americani construiesc arsenalul democrației. Dați-mi voie să închei astfel. Mai devreme anul acesta, m-am urcat în Air Force One și am zburat în Polonia pentru un zbor secret. Am urcat apoi într-un tren cu geamurile negre pentru 10 ore și am ajuns în Kiev. Și am fost alături de ucraineni în lupta lor curajoasă împotriva lui Putin. Am fost primul președinte într-o zonă de război de la președintele Lincoln. Am fost doar eu împreună cu câțiva membri ai cabinetului meu. M-am întâlnit cu președintele Zelensky. N-am adus acolo războiul, am adus acolo ideea Americii, promisiunea Americii, pentru oamenii care luptă pentru același lucru pentru care am luptat și noi acum 200 de ani. Libertate, independență, puterea de a ne determina viitorul. Când mergeam prin Kiev cu președintele Zelensky, am auzit sirenele de raid aerian. Am simțit ceva ce am simțit mai puternic decât oricând. America este o putere în lume. Așa cum a spus un prieten de-al meu, suntem o țară indispensabilă pentru oamenii de peste tot din lume. Există speranță datorită nouă. Sunt oameni care cred într-o viață mai bună, într-un viitor mai bun datorită nouă. Și sunt oameni care câștigă pentru noi. Dar timpul este extrem de important. Știm că acum populația este divizată. Nu putem să lăsăm conflictele mici să nu fim responsabili. Nu putem lăsa Hamas și pe Putin să câștige. Refuz să las asta să se întâmple. În astfel de momente trebuie să ne amintim cine suntem. Suntem Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii.
Nu este nimic ce nu putem face dacă lucrăm împreună. Dragi compatrioți, vă mulțumesc pentru timpul vostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să ne apere trupele.